reprizele în jocul de tenis. Atunci când ne pregătim de învățarea unei lovituri, cei mai mulți specialiști recomandă priza continentală sau priza neschimbătoare, care ne ajută să nu trebuiască să ne concentrăm la prea multe detalii legate de priză atunci când jucăm tenis. Asta presupune că jucătorul își ține racheta de gâtul rachetei cu mâna neîndemânatică în poziția următoare. Poziția în care rama rachetei este orientată în sus, iar cordajul este puțin vizibil din perspectiva jucătorului. Palma mâinii îndemânatice se așează ca și cum s-ar așeza pe un birou. Între degetul arătător și degetul mare se creează un V. Vârful acestui V se așează pe una dintre muchiile rachetei, la orice priză, dar în cazul prizei continentale, vârful acesta al V-ului vine pe muchia care continuă rama. La așezarea prizei suntem atenți ca degetele să fie răsfirate, iar degetul mic să ajungă pe mâner, în acea zonă unde el începe să se îngroașe. Când așezăm palma pe mâner, suntem foarte atenți să înfășurăm bine mâna pe rachetă, pentru ca ea să stea fermă în această poziție.